Ziua Națională a Tineretului, sărbătorită anual la data de 2 mai, a fost marcată și în Sighetul Marmației de elevi și studenți care și-au dat întâlnire la sediul UBB Sighet. Alături de profesori, directori, oameni de cultură, dar și reprezentanți ai autorității locale, tinerii au dezbătut diferite teme legate de problemele cu care se confruntă, dar și posibilele soluții. Urez bine ați venit în instituția noastră, extensia Universității Babeș-Bolyai, care funcționează din anul 1998 în orașul nostru. Probabil unii dintre dumneavoastră ați mai fost în vizită la noi sau poate nu în ultimii 2 ani în cadrul unor evenimente organizate de noi. Desigur, sperăm că acum, după ce pandemia s-a sfârșit, o să interacționăm mai mult. Vă urez bine ați venit și să aveți niște discuții constructive astăzi și să vă alegeți viitorul în cunoștință de cauză. Eu un singur lucru aș mai spune, să vă alegeți singuri calea, să nu mergeți după trendul pieței, dacă doriți să nu ajungeți într-o fundătură în viață. Atenție, chiar și atunci când crezi că îți aparțin deciziile, s-ar putea să nu fie chiar așa. 2 mai este ziua tineretului și tocmai de aceea ne-am gândit astăzi să organizăm ceva special, ceva dedicat vouă, tinerilor, și de aceea am ales ca și cadru al întâlnirii noastre și universitatea, pentru că cu siguranță tinerii care urmează o universitate sunt cei care reprezintă viitorul nostru până la urma urmei. Tinerii sunt și prezent și sunt și viitorul. Și de aceea cred că este important să marcăm împreună acest eveniment și v-am pregătit mai multe surprize pe parcursul derulării acestui eveniment. În primul rând, aș dori să mulțumesc Universității Babeș-Bolyai, care este tot timpul un partener la noi, în Sighetul Marmației, în toate activitățile pe care le organizează, fie cu studenții, fie activități extra-universitare, implicându-se extrem de activ în comunitatea noastră. Domnul conferențiar universitar, doctor, care de fiecare dată a răspuns prezent în toate activitățile care ridică nivelul orașului nostru din foarte, foarte multe puncte de vedere. Răspunzând prezent acestei activități pe care am gândit-o astăzi pentru voi, pentru tineri, înseamnă că prezintă interes. Și vreau să mulțumesc tuturor liceelor, practic nu avem un număr atât de mare de licee, dar care au răspuns prezent invitației de a fi astăzi alături de noi în acest eveniment, care poate să fie un schimb constructiv între voi ca și generații viitoare până la urmă urmei. Am ales clase de a 12-a pentru că clasa 12-a și în general împlinirea vârstei de 18 ani reprezintă un start în viață, un examen al maturității și cu siguranță voi deja v-ați făcut planuri, cu siguranță știți spre ce vă orientați și spre ce profesii doriți sau ce universități doriți să accesați sau de ce nu neapărat universități, pentru că sunt prezenți și elevi nu doar de la Liceul Regele Ferdinand, Liceul Dragoș Vodă, ci și de la Liceul Marmația și Liceul Forestier. Și atunci eu cred că această discuție interactivă între noi va fi de bun augur pentru voi. Revenind la universitate, pentru mine, sigur, Universitatea Babeș-Bolyai are ceva aparte. Eu, fiind absolventă de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, am rămas cu sentimentul unei școli de calitate, unei școli care reușește să creeze oameni pentru viitor. Și faptul că noi în Sighet avem o extensie a unei universități nu poate decât să ne bucure, pentru că, sigur, aici și aici puteți să vă construiți viitoarele voastre cariere la care vă gândiți și spre care vă orientați. Iar deschiderea pe care o avem aici la Universitatea Babeș-Bolyai nu poate decât să mă bucure și mulțumesc conducerii pentru sprijinul pe care îl acordăm toate proiectele care sunt legate în special de tine. N-aș vrea să monopolizez discuția. Vreau în primul rând să vă urez la mulți ani astăzi de ziua tineretului.
Să știți că tinerețea este o stare de spirit și chiar dacă nu sunt apropiată de vârsta voastră, încerc să gândesc și să văd viitorul ca și reprezentant al unei administrații publice locale și din perspectiva tinerilor. Pentru că voi sunteți frumoși, sunteți entuziaști și mie mi-e greu să țin de multe ori ritmul cu schimbările pe care le aduce societatea, tehnologia. Însă cel mai important lucru este să ne adaptăm, să nu ne pierdem entuziasmul, să gândim în termen de progres, de dezvoltare a unei societăți. Și de aceea am ținut neapărat să marcăm această zi a tineretului, să nu fie o zi banală pentru noi, ci să încercăm să facem un schimb de impresii, să vedem cam care sunt orientările voastre și în special cu ce am putea noi să vă ajutăm să venim în sprijinul vostru pentru, de ce nu, a rămâne mulți dintre voi aici la noi în Sighet. De asemenea, am adus și un invitat oarecum surpriză, pentru că eu cred că în orice ne dorim noi să facem, în orice dorim să construim, sigur că trebuie să avem și un sprijin instituțional. Și atunci doamna Anca Costin Hendea, care a fost și inspector general al Inspectoratului Școlar Maramureș, de curând a fost numită secretar de stat la Ministerul Tineretului, al familiei și al egalității de șanse. Ca tare sunt convinsă că experiența dânsei, relațiile pe care le-a creat ca și cadru didactic și ca și formator până la urmă de talente și de oameni în viață, o vor ajuta și cunoscând problematica voastră să o ducă mai departe și de ce nu poate să reușim să implementăm cu adevărat niște lucruri, pentru că avem nevoie de un cadru instituțional și ales să fie astăzi, să petreacă și dânsa ziua tineretului în mijlocul vostru, pentru că pe majoritatea, sigur, cadrele didactice care sunt prezente și le mulțumim, elevii cu siguranță o cunoașteți. La întâlnire a participat și fostul inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, Anca Hendea, actual secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, care i-a provocat pe tineri cu câteva întrebări. Dimineața am avut o altă întâlnire cu tineri și încaiești din Baia Mare și ei, la fel de frumoși ca voi, la fel de dornici să se implice în viața cetății. Când spun cetate, mă gândesc la lumea în care trăim. Și acum am venit să mă întâlnesc cu voi și lucrul acesta mie îmi face bine. Pentru că sunt de părere că numai conectându-ne la viața adevărată, și voi sunteți viața adevărată, noi adulții putem să încercăm măcar să mișcăm lucrurile până când voi veți deveni adulții care să le preia de la noi și să le miște și mai bine. Și să ne arate sensul pe care poate noi nu-l intuim în acest moment. Doamna viceprimar, când a conceput această întâlnire, s-a gândit să fie elevi din toate liceele din Sighet. Foarte frumoasă ideea. Gazda noastră cred că s-a gândit la faptul că acești elevi pot să devină studenții de mâine. Chiar dacă va fi așa, chiar dacă nu va fi așa, voi fiecare sunteți valoroși, fiecare în felul lui. Și fiecare aveți câte un loc în această cetate. Și numai unindu-ne vocile în corul cetății, poate să iasă un cântec cu adevărat frumos. Oare la ce mă refer când spun cântec? Oare la ce mă gândesc? Mă gândesc la faptul că atunci când spui un lucru și nu te ascultă nimeni sau te ascultă și nu-ți dă răspuns, s-ar putea să nici nu-ți dai seama cât de fals cânti tu. Eu m-am gândit că astăzi ne vom întâlni la ora la care voi ați terminat cursurile. Poate vă e foame. Poate sunteți obosiți prima zi de școală după vacanță. Wow! Și poate nu o să vreți să vă spuneți păsurile. Sunt directorii voștri cu voi. Profesorii voștri cu voi.
Dar încercăm? Într-un exercițiu de onestitate? Ca să spal eu viața, am pregătit un exercițiu pentru voi. Dacă vreți, participați la jocul nostru. Dacă nu vreți, nu. Eu am notat aici niște întrebări pe care dacă eu aș avea 18 ani, elas, spune francezul, n-am. Le-aș adresa unui secretar de stat, unui viceprimar. Stimată doamnă secretar de stat, stimată doamnă viceprimar, stimată doamnă conferențiar universitar doctor, stimați participanți la această conferință, o să-mi cer în primul rând scuze celor care stau în spatele meu. Nu este politicos, dar nu o să mă mișc de aici ca să nu mai deranjez lumea. O să profit de prezența dumneavoastră ca autorități publice aici și o să intru un pic în spectru politic, cu toate că Ziua Tineretului clar este dedicată activităților sociale, culturale, în sprijinul tineretului. Și intenția noastră nu este să politizăm. Nu, nu e vorba de politică. Am să zic că o să intru puțin în spectrul politic, începând cu afirmația că tinerii sunt atât principalii beneficiari, dar și principalele victime ale schimbărilor sociale și economice din societate. Și aici trebuie să intrăm un pic mai adânc în subiect și să afirmăm faptul că fără implicarea lor în toate activitățile care țin de viitorul lor, în colaborare cu autoritățile publice, nu o să putem asigura un viitor prosper acestor tineri. Și ca să intrăm puțin mai departe în subiect, iarăși revenim la faptul că sunteți prezenți aici, cu siguranță datoria autorităților publice este să găsească metodele adecvate ca tinerii să-și exprime cât mai bine opiniile, să-și exprime cât mai bine dorințele, să-și exprime cât mai bine viziunea asupra societății în viitor. Și asta înseamnă că datoria autorităților în colaborare cu tinerii este să asigure politici cât mai bune în ceea ce privește nu numai exprimarea tinerilor, dar și reprezentarea intereselor lor. Credeți în valoarea activităților de voluntariat, bineînțeles. Credeți în valoarea activităților de voluntariat? Nu întâmplător adresez domnului conferențiar întrebarea, pentru că vine în continuarea unei discuții pe care noi am avut-o înainte să intrăm aici. Trebuie să-mi exprim opinia asupra subiectului. Nu puteam să fac eu problemă. Crezi, dar mai hai să te provocăm mai mult. Chiar anterior spuneai că pur și simplu o asumare fără faptă nu are nicio valoare. Nu are nicio valoare. Atunci, spune-ne personal tu cum ai reușit sau dacă ai reușit să te implici în activitate de voluntariat. Dacă tot crezi. Nu o să dau exemple concrete, pentru că nu este cazul acum și nu este de interes. Dar, cu siguranță, cultivarea spiritului civic și spiritului de implicare este extrem de important. Scriam zilele astea, la un moment dat, niște rânduri despre solidaritate și, cu siguranță, solidaritatea intră în sfera asta de voluntariat, de binefacere și, până la urmă, esența nu provine din datoria noastră de a face bine altora, ci din esența de a fi bun. Asta e teorie, concret. Inevitabil s-a ajuns la subiectul relației dintre performanțele sistemului de învățământ și cerințele pieței muncii. Fiind acum și succes în nou minister, vă întreb, îmi permit eu să vă întreb acum, este corelată piața muncii cu sistemul educațional? Întrebarea dumneavoastră este pur retorică. Pur. Scuzați-mă, ce veți face? Ce suflu nou ca să încurajați pe tineri care nu știu ce să comenteze acum, ca să influențați în bine și să nu plece tine. Să țineți cont de faptul că Ministerul Muncii este un alt minister, nu cel în care lucrez eu. Dar, pe de altă parte, din experiența celor 36 de ani de catedră și la capătul fiecarei promoții, fiecarei generații, eu am văzut foarte mulți tineri care au plecat. Și mi-aș dori să se întoarcă sau să rămână. Din punctul meu de vedere, dacă este să căutăm adevărul în profunzimea lui, școala universitară românească este foarte bună. După cum și învățământul preuniversitar este foarte bun, important este să vrei să-i vezi calitățile. Oportunități există. Dar important este să vrei să faci lucrul acesta. Tinerii trăiesc și mirajul Occidentului. Trăiesc mirajul depărtării. Ei acum au și posibilitatea să practice lucrul acesta, dar nu înseamnă că tot ceea ce importăm este neapărat valoros.
Sensul acestei discuții pe care doamna viceprimar a inițiat-o este exact în această direcție. Să identificăm care sunt nevoile lor. Și așa cum foarte mulți fac lucrul acesta, vrem să facem și noi și de aici încolo să vedem cum putem să ajutăm Maramureșul nostru. Să știți că aici mai sunt întrebări legate de devenire, legate de evoluție, legate de probleme care ne dor pe toți, pentru că nici noi nu suntem rupți de această realitate. Nu uitați că și noi avem copii. Și eu consider la fel că sistemul universitar din România este destul de bun, mult mai bun decât în alte țări. Revenind la această problemă, eu zic că e mai mult spiritul de turmă. Credem că Occidentul ne oferă atât de multe oportunități când de fapt e vorba aia populară clasică, nu găsești gogoși nicăieri pe gardă. Aia cu bogricile. Nu știu, de aia ziceam. Esența contează, nu afirmarea sine. O altă problemă este că nu privim și partea goală a paharului. Ne vedem întotdeauna România ca o țară în care nu are posibilități de dezvoltare, o țară în care consider că învățământul este întotdeauna la mâini. Ei bine, realitatea este populară și aici intervine și interesul tinerilor față de informațiile concrete. Să analizăm puțin dezvoltarea economică a României în ultimul deceniu. Să analizăm oportunitățile de dezvoltare în ultimul deceniu. Să analizăm măsurile care au fost luate în sprijinul comunităților, în sprijinul societății, în sprijinul tinerilor. Noi alegem să vedem întotdeauna imaginea de ansamblu. Alegem să vedem că totul e greu, că totul e dificil de realizat. Nu, totul pornește de la asumarea personală. Totul pornește de la ceva ce vrei să faci. Eu, unul personal, nu aș pleca pentru că nu numai eu, consider că oricine din această sală are potențialul și dacă există dorință, poți să te dezvolți inclusiv în România.